Salut, prieteni! Primele poduri primitive, reprezentând un buștean aruncat peste un iaz, au apărut în cele mai vechi timpuri. Dar odată cu dezvoltarea tehnologiei, omenirea a învățat să construiască structuri cu adevărat uimitoare. Un exemplu impresionant în acest sens este viaductul Danyang Kunshan, listat în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai lung pod din lume. Cu toate acestea, există locuri între care pare să fie nevoie de un pod, dar nu a fost încă construit. Printre acestea se numără strâmtoarea Gibraltar, care are o importanță globală. Conectând Marea Mediterană cu Oceanul Atlantic, este cel mai important mod de comunicare a statelor mediteraneene cu restul lumii. Aproximativ 200 de nave mari trec prin această rută în fiecare zi. Rolul său a devenit și mai semnificativ după deschiderea oficială a canalului Suez pentru transport maritim în 1869. Canalul de 160 de kilometri a împărțit Eurasia și Africa, astfel încât navele nu mai trebuiau să ocolească Africa pentru a ajunge de la Oceanul Indian la Marea Mediterană și invers, și astfel calea a fost scurtată cu aproape 8.000 de kilometri. Dar cu strâmtoarea Gibraltar, povestea este diferită. Dorința de a uni laturile sale opuse printr-un pod terestru a existat de mult. Între peninsula iberică și Maroc există un trafic aglomerat de feribot, ceea ce dovedește că este nevoie de un pod peste strâmtoare. Construcția sa este benefică din diferite puncte de vedere, de exemplu, din punct de vedere turistic și economic. Pentru a conecta Europa și Africa, este suficient să construiți un pod cu o lungime de 15 km, deoarece lățimea minimă a strâmtorii este puțin mai mare de 14 km. Conform standardelor moderne, acest lucru ar trebui să fie floare la ureche. Oare Europa nu este capabilă de un astfel de proiect? Sau europenii nu dețin astfel de tehnologii? Puțin oameni știu, dar a existat o încercare reală de a conecta țărmurile de mult timp și, în realitate, totul s-a dovedit a fi mult mai complicat. În același timp, proiectele podului și alte modalități posibile de conectare a celor două țărmuri au început să fie dezvoltate la începutul secolului 20, iar unele dintre ele nu pot fi numite altceva decât absurde. La sfârșitul anilor 20 ai secolului trecut, arhitectul german Hermann Zerkel a dezvoltat proiectul Atlantantropa, a vrut să unească Europa cu Africa și să o facă pe aceasta, din urmă, mai ecologică pentru europeni. Pentru a face acest lucru s-a propus construirea unui baraj hidroelectric, blocând strâmtoarea Gibraltar, un baraj cu o lungime de 29 de kilometri de-a lungul fundului mării cu o adâncime de până la 320 de metri. Autorului i s-a părut că acest lucru este destul de fezabil, la fel ca și construcția unui al doilea baraj, deja prin strâmtoarea Dardanele. Datorită acestor structuri, apa din Oceanul Atlantic ar înceta să curgă în Marea Mediterană, iar nivelul apei din aceasta ar începe să scadă constant cu 1,5 metri pe an. Dar Zerkel nu era încântat de astfel de rate de drenaj, de aceea el a propus să pompeze apa printr-un canal special și să o transfere în Sahara, creând acolo o mare artificială. Conform calculelor autorului proiectului, în câteva decenii, nivelul Mării Mediterane ar fi scăzut cu 200 de metri. S-a presupus că numai centrala hidroelectrică din Gibraltar ar putea produce aproximativ 50 de gigawați de energie, ceea ce, în comparație cu timpul actual, s-ar ridica la peste 50% din capacitatea întregii industrii nucleare din SUA. În acest fel, ar fi posibilă nu numai furnizarea de energie electrică regiunilor din apropiere, ci și furnizarea de apă desalinizată către Sahara pentru a crea terenuri vaste destinate agriculturii. Conform planului Zerkel, conectate prin linii electrice provenite de la centrala hidroelectrică din Gibraltar, conectate prin drumuri și căi ferate, Europa și Africa ar deveni o nouă parte a lumii. Când național-socialiștii au ajuns la putere în Germania, Zerkel a încercat să le atragă atenția asupra proiectului, dar Hitler nu era interesat de el. Cu atât mai mult, arhitectului i s-a interzis să promoveze Atlantropa. Drept urmare, a revenit la relația activă a ideilor sale abia după cel de-al doilea război mondial. Proiectul a fost apreciat de mari industriași, deoarece sperau să câștige bani buni pe el. În ciuda acestui fapt, suma necesară pentru implementarea proiectului nu a fost găsită. Și merită să recunoaștem că proiectul a fost în mare parte utopic, iar publicarea sa a provocat indignare în rândul locuitorilor din sudul Europei. În 1952, Zerkel a murit, iar odată cu el, fantasticul proiect Atlantropa s-a scufundat în uitare.
Dar au existat și idei mai realiste de a uni cele două continente. Au fost propuse proiecte de diferite poduri și tuneluri subterane. Dar, înainte de a ne uita la cele mai interesante dintre ele, trebuie să încercăm să înțelegem care este complexitatea implementărilor și de ce până acum au existat doar încercări timide de a începe să facem ceva, nu numai pe hârtie. Principala problemă are caracter natural geografic, printre care se numără adâncimea strâmtorii Gibraltar. În unele zone este mai mare de 1000 de metri. Pentru comparație, cea mai înaltă clădire din lume zgrie în nori este Burj Khalifa din Dubai, cu o înălțime de 828 de metri. Și acum, imaginați-vă că va trebui să construiți piloni de susținere care vor fi mult mai mari decât aceasta. În același timp, recordul mondial pentru înălțimea suportului podului aparținând viaductului Milau este de doar 245 de metri, iar suporturile cu o înălțime de 1 km pur și simplu nu au fost realizate niciodată. Un alt obstacol serios este un curent foarte puternic și, în plus, este multidirecțional. Partea inferioară se mișcă în direcția de vest, iar partea superioară se mișcă în direcția de est. Având în vedere astfel de caracteristici de adâncime și curenți, atât procesul de construcție, cât și întreținerea unui pod clasic cu suporturi devin din ce în ce mai complicate. În același timp, este necesar să ne amintim despre posibilele dezastre naturale. Costul proiectului este de miliarde de dolari americani, iar mulți oameni de știință europeni sunt convinși că este absolut imposibil din punct de vedere tehnic să construim un astfel de pod. Dar în ciuda acestui fapt, în anii 90 ai secolului trecut, proiectul unui pod peste Gibraltar a fost propus de un inginer civil american de origine chineză, Tong Yonglin. El a vrut să conecteze Europa și Africa prin două coloane de susținere. Printre trăsăturile distinctive ale podului său se numără întinderi fără precedent de 5.000 de metri. În calitate de consultanți independenți, Lin a atras o companie de inginerie din San Francisco, ai cărei specialiști au creat modele computerizate, au efectuat studii privind configurațiile structurale și sistemele de rigiditate, precum și caracteristicile aerodinamice. Pe scurt vorbind, a fost depusă o muncă foarte mare și serioasă. Construcția a fost apoi estimată la 15 miliarde de dolari, dar după cum înțelegeți deja, proiectul a rămas pe hârtie. Mai târziu, în 2004, arhitectul american Eugene Tsui a propus o altă versiune foarte neobișnuită a podului. El a proiectat un pod plutitor, a cărui structură segmentată seamănă cu o coloană vertebrală, cu unele dintre structurile planificate să fie scufundate sub apă pentru a nu crea probleme pentru navigație. La mijloc, arhitectul intenționa să recreeze o insulă artificială cu o lățime de aproape 5 km. Pe ea urmau să fie instalate turbine eoliene și hidro, capabile să furnizeze energie unei părți semnificative din Maroc și sudul Spaniei. Dacă uimitorul pod al lui Eugene Tsui ar fi fost construit, cu siguranță ar fi devenit una dintre principalele atracții ale regiunii, dar nici de data aceasta nu a funcționat. Dar dacă ideea podului este imposibilă, atunci cum constă treaba cu alte opțiuni? Ideea construirii unui tunel sub strâmtoarea Gibraltar a agitat mințile de mult timp. De exemplu, tunelul de sub canalul Mânecii are o lungime de 51 de kilometri, care este de peste 3 ori mai lungă decât strâmtoarea Gibraltar. Sub forma unui plan încadrat, ideea a apărut pentru prima dată acum un secol și jumătate. Apoi a fost împiedicat să fie implementat de problemele financiare și dificultăți în implementare. În 1930, Spania a revenit la proiectul tunelului, dar în curând a devenit clar că fundul strâmtorii este format din roci foarte dure, deci a fost imposibil să construiască un tunel. O complicație suplimentară a fost că în zona stâncii Gibraltarului, adâncimea strâmtorii este de aproximativ 900 de metri. Tunelurile nu au fost încă construite la o asemenea adâncime. În ciuda eșecurilor anterioare, Spania nu se grăbea să abandoneze în cele din urmă construcția tunelului. În 1979 a fost înființat un comitet mixt spaniol-marocan pentru a implementa un nou proiect. În timpul cercetării, dificultățile suplimentare cu care se pot confrunta constructorii au devenit clare. Plăcile tectonice africane și eurasiatice se întâlnesc în mijlocul strâmtorii, ceea ce creează un pericol seismic. Strâmtoarea în sine este umplută cu două canale de lut, complicând și mai mult construcția. Au încercat să implementeze proiectul timp de 40 de ani, dar în cele din urmă l-au închis din cauza inundațiilor a două situri deja construite și a dificultăților de întreținere. În 2021, presa a început să scrie din nou despre apariția unui tunel subacvatic care leagă Europa și Africa. De data aceasta, Marea Britanie a devenit deja serios interesată de implementarea proiectului. Faptul este că țara trebuie să caute noi legături comerciale după ieșirea din Uniunea Europeană. Construcția unui tunel care duce de la Gibraltar la Tanger, cel mai mare port al Marocului, pare un pas foarte logic în acest context. Cu toate acestea, nu este pe deplin clar cum vor fi controlate granițele și pe ai cui umeri va cădea finanțarea.
În orice caz, nu există încă informații exacte despre proiect. Conform previziunilor, Africa va deveni una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere a populației în următoarele decenii. În acest scenariu, un pod sau un tunel care va conecta două continente devine deosebit de important. Deci, există posibilitatea ca, mai devreme sau mai târziu, apariția podului va fi inevitabilă. Asta a fost tot, prieteni. Puneți un like dacă videoclipul a fost interesant, scrieți comentarii și ne vedem în curând!